Polițiști și mascați ai Serviciului de Acțiuni Speciale au efectuat astăzi o acțiune de amploare în trafic pentru depistarea celor care nu posedă documente în regulă pentru mașinile pe care le conduc. Au fost vizate în special autoturismele înregistrate în străinătate. Acțiunea nu a fost lipsită de incidente, pentru că unii dintre cei care nu au putut prezenta toate documentele autoturismelor au devenit recalcitranți. S-a primit acasă și actele, că stau pe la ce fie acte? Păi de cum să le luat așa dacă eu am acte pe mașină? E mașina lui fiul meu, e scrisă pe numele. Nu se ia nimic aici, de ce se ia? Faceți abuz! Acum vine cu actele de acasă! Păi stai mă, că e mașina mea asta, mă! Băi, stai cu minte, că te pune pe jos, dacă nu înțelegi de ce să mă luați, pe ce făcui? Nu vine, e mașina mea asta, e mașina mea! Dacă nu înțelegi de vorba bună, omenești... Bă, nu mă însuci una, că nu facem abuz! Nu faceți abuz! De ce ești de supărat, că nu înțelegi? Pentru că ei fac abuz de putere aici! Nu poți să iei actele, tărgile după o mașină. Dacă eu stau cu minte în banca mea și zic, domne, durează 10 minute, până când aduce actele, se întâmplă la oricine, să poți să uite actele acasă, care e problema? Le-am dat documentele mele, sunt rezident în Italia. Filmați că sunt cu copii în mașină și nu e bine, nu e frumos. Să rămâneți la mașină, da? Să fiți sancționat contravențional, o să fie luate numerele de pe mașină, certificatul nu-l aveți și o să trebuiască să vă duceți să-l depuneți, da? Acțiunea a vizat în principal autoturismele înmatriculate în alte state. Legalitatea documentelor autoturismului, în speță verificarea tehnică periodică, de asemenea tichetul de asigurare obligatorie auto, certificatele de matriculare sau, după caz, targa autoturismului și implicit documentele conducătorului auto, respectiv permisul de conducere și cartea de identitate. Până la acest moment, care ar fi principalele probleme sau nereguli constatate? După cum ați văzut și noastră, au fost constatate foarte multe abateri contravenționale, în sensul că mulți conducători auto nu au putut face dovada asigurării obligatorii autoturismului, iar cei care au avut asupra lor un astfel de document, cu ocazia verificărilor în baza de date, s-a constatat că nu este valabil.